Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, s-a aflat zilele acestea în vizită la mănăstirea Putna. Astăzi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal și le-a vorbit clericilor și credincioșilor prezenți despre întoarcerea fiului risipitor. Duminica de astăzi, al doilea popas în acest pelerinaj de 10 săptămâni, este numită întoarcerii fiului risipitor, pentru că am ascultat această frumoasă parabolă a întoarcerii fiului risipitor, una din cele mai frumoase pagini ale Sfintei Scripturi, în care descoperim calea întoarcerii fiecăruia dintre noi către Tatăl cel Ceresc. Această parabolă este prezentată în capitolul 15 din Sfânta Evanghelie de la Luca și exprimă răspunsul Mântuitorului la cuvintele de reproș ale unor cărturari și farisei care l-acuzau, îi reproșau că cinează cu păcătoșii. Mântuitorul le răspunde prin trei parabole. Parabola oii celei pierdute, a doua a drachmei celei pierdute, iar a treia această frumoasă parabolă a întoarcerii fiului risipitor, dorind să le spună și să le arate dragostea și bucuria Părintelui Ceresc pentru întoarcerea celui rătăcit. Ieri dimineață, înalt preasfințitul părinte Nicolae a săvârșit parastasul de 40 de zile pentru colonelul Gheorghe Butnaru, ctitorul Bisericii Sfântul Gheorghe din incinta regimentului de grăniceri Rădăuți, iar după amiază a oficiat o slujbă de mulțumire la împlinirea a 30 de ani de căsnicie a soților Adrian și Carolina a lui Gheorghe.